Dumnezeu ne lasă liberi. Și liberi ne cheamă la El. Ne cheamă pe toți la spovedanie și cumințenie. De acolo pornește totul. Dumnezeu nu ne lasă nemântuiți, dacă nici noi nu ne lăsăm de El. În rest, L-a lăsat pe tâlhar să moară lângă El pe cruce? L-a lăsat. Dacă mor de acest virus, nu mă gândesc că Dumnezeu m-a lăsat, ci că așa se împlinește dreptatea lui Dumnezeu față de păcatele mele. Facă-se voia Lui. Veniți la mine, toți cei osteniți și împovărați, și eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul meu asupra voastră și învățați-vă de la mine, că sunt blând și smerit, și veți găsi odihnă sufletelor voastre. Căci jugul meu e bun și povara mea este ușoară. Matei 11:28-30. Zicea către toți: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să-mi urmeze mie, căci cine va voi să-și scape sufletul, îl va pierde, iar cine își va pierde sufletul pentru mine, acela îl va mântui. Că ce folosește omului dacă va câștiga lumea totală, iar pe sine se va pierde sau se va păgubi? Căci de cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele, de acesta și Fiul omului se va rușina, când va veni într-o slava sa și a Tatălui și a Sfinților Îngeri. Luca 12:23-26.